începem din sala aceea. Eu o să fiu ghid, mi-am spune Alecu Reniță. Sunt directorul revistei Natura. Eu sper că o citiți revista, dacă nu aveți posibilitate să o citiți abonându-vă. Și la fel sunt și președintele Mișcării Ecologiste. Ceea ce o să vedeți dumneavoastră aici este o expoziție fotografică cu genericul Apele Moldovei. Apele Moldovei înseamnă mai mult decât strict numai râuri, înseamnă tot ceea ce fluviu, râuri, iazuri, lacuri, apele subterane, de suprafață, fântâni, izvoare și așa mai departe. Ca să înțelegeți cât e de importantă apa, să încercați măcar o singură dată, două zile și nu beți apă și o să vedeți cât e de importantă apa. Și eu încerc de fiecare dată, mai ales la Chișinău, care e un oraș de aproape 1 milion de oameni, să le zic, ca să prețuiți apa, noi trebuie să ne ducem la vadul lui Vodă, că apa se ia direct din Nistru, și să o oprim pe două zile. De aici, așa, uneori o opresc și pe trei, fără ca să-i rugăm noi, și atunci tot Chișinău se întreabă ce se întâmplă. Dar s-ar putea să ne întrebăm în toată Republica când într-o zi ar putea să dispară apa, și asta o să vă spun probabil într-o altă emisiune pe care, dacă domnul Bargan o să ne primească, despre schimbările climatice și dispariția apei. Deci, acum despre această expoziție. Deci, din această sală, primul lucru care trebuie să vă spun, deci Moldova de azi, sau Republica Moldova de azi, are un fluviu, deci fluviul Nistru, deși eu m-aș corecta că ar trebui să spun și fluviul Dunărea, fiindcă avem și un kilometru de Dunăre și avem un râu mai mare după un râu, adică a doilea după Nistru este Prutul și încă 3000 și vreo 200 de râulețe sau râuri mici noi le numim. 3200. Tot ceea ce un fir de apă, dacă are mai mult de 8 km conform legii, el intră în categoria râurilor mici. Chiar aici la Cimișlia voi aveți râul Cogâlnic, așa. Deci eu sunt de pe malul Cogâlnicului, eu sunt pământeanul dumneavoastră, eu sunt mai în aval de Cimișlia, de la Baclia, așa că eu știu cum arăta Cogâlnic copilăriei noastre. Era un râu cam la fel de frumos ceea ce o să vedeți aici. Deci, în această sală, noi avem o părticică din frumusețele patrimoniului natural a Republicii Moldova, legat de ape. Chiar aici, dacă pornim pe centru, este Nistru la Soroca. Nistru văzut direct de pe barcă și fotografia la fel este făcută. Alături o să vedeți la fel Nistru la Holoșnița. El face adeseori aceste meandre absolut superbe, unde în vale se află satele, iar sus, pe stânci, așa cum de unde facem noi fotografii, se află păsările, se află șoimii, toate, hai să zic eu, vietățile cerului. O să vă povestesc în câteva cuvinte, iată, de exemplu, celălalt, o să vedeți două râuri, este râul Racovăț și râul Dragiște, două râuri care se varsă în Prut. Ceea ce vedeți acolo și v-aș dori foarte mult să puteți să ajungeți, este lângă satul Brânzeni, acolo unde Dragiștea se varsă în Racovăț, iar peste câțiva kilometre aceste două râuri se varsă în Prut. Vedeți în față un alt în vale, aproape când nici nu se vede, râul Camca și aceste superbe stânci de la Butești. Acolo se află și o stâncă, noi am mai scris o singură dată despre Butești. La fel, aceste defilee cu valoare de unicat, ceea ce vedeți, ele se cheamă recife sau toltre. Aici, oriunde merg aceste râulețe mici, cum ar fi Larga, Bilia, Lopatnic, Racovăț, Dragiște, Ciuhur, Căldărușa, Camca, ele toate au străbătut mari recife coraliere. Aceste râuri sunt ca artiștii care modelează, fac o operă. Deci așa au făcut aceste stânci și peste tot locul sunt
aceste porți sparte, deschise de către râulețele pe care le-am numit. La fel vedeți Nistru la Socola, așa că rugați profesorul dumneavoastră de geografie să ajungeți la Socola. Aici e Rașcovul, Rașcov, Vadul Rașcov și Socola. Și să aveți posibilitate chiar la Vadul Rașcov de mormântat și poetul nostru, Dumitru Marcovski. Vedeți că el cântă adeseori Nistru, fiindcă avea această frumusețe în față. Aici aveți posibilitate să vedeți un peisaj foarte rar, pelicanii, care sper că o să ajungă într-o zi și atunci când o să faceți lacul lui Iepure, o să vină încoace și pelicanii care sunt acum în delta Dunării, dar fotografia e făcută în lacul Beleu. Lacul Beleu, deci ultimul lac a prutului înainte de a se vărsa în Dunăre. Avem căldărușa în alt râuleț din Glodeni. Aici aveți posibilitate să vedeți iarăși un fenomen natural foarte interesant. Două râuri. Acesta este râul Ciucur. Alături este râul Prut. Aici este un fel de săgeată sau peninsulă, ca să vorbim în termeni geografic, și peste un kilometru acest râu Ciucur intră în Prut și de aceea vedeți, hai să zic eu, un loc de întâlnire a apelor. Aceste locuri totdeauna sunt interesante, fie că vorbim de delta sau de revărsare și așa mai departe. Un peisaj la fel foarte pitoresc la Pererâta. Vă spune ceva localitatea Pererâta? Grigore Vieru. Da. Deci Grigore Vieru este născut în acest sat Pererâta, Prutul la Pererâta. Vedeți, este și pitoresc, acolo chiar este și un monument mare a naturii, se cheamă La Cetățuie, așa că aveți de văzut. Nistru, de o parte și de alta. Nistru, aici vine Otaci, Unguri, Călărășeuca, Nicoace, Movilău, partea deja Ucraina. La fel avem Ciuhurul, locuri foarte pitorești aici. La fel vă îndemn să ajungeți. Acest, vedeți, deal, cum îi spunem noi pe aici, acolo îi zic Țiglău sau Hol, deci în vârf se află o cetățuie dacică, o cetate dacică descoperită de unul din pământenii noștri, Valeriu Țarigrațchi, prin anii 70, făcea săpături aici cu regretata Viera Nențeanu, doctor în geografie, și au descoperit o cetate cetățuie dacică. Aici un peisaj apropiat de al nostru, râul Lăpușnița. Lăpușnița e peste două dealuri de aici, sau trei. Satul Cărpineni, care trece prin Lăpușnița. Un peisaj superb, îl vedeți când ajungeți la Duruitoarea, să ajungeți la aceste stânci, se deschide Ciuhurul și satul Văratic, iar în jos și în sus se află cascade. Este un lanț întreg de cascade făcut de către un râuleț mic care abia l-auzi plângând așa sau susurând, râulețul Ciuhureț. Ăsta e Ciuhurul mare, iar celălalt Ciuhureț. La fel, aici o să vedeți multe locuri absolut deosebite. Râul Racoveț, avem în zonă satul Brânzenei Vechi, sat cu moșii de-a lui Vasile Stroiescu și alte, hai să zic eu, valori culturale pe care le avem în zona respectivă. Aici e foarte interesant locul ăsta. V-am arătat de pe stânca de la Socola, de dincolo. La fel puteți vedea singurul loc din Republica Moldova, unde avem un castel direct sau o biserică poloneză, direct pe malul Nistrului. Iar aici, unde vedeți, malul Nistrului s-a surpat în urma unui cutremur din 1940, s-a rupt și s-a făcut o crăpătură cam de 2-3 metri și această crăpătură este, noi am coborât în anii 87, am coborât până jos la 28-30 de metri, pe fune, pe perete, și jos era încă zăpadă în luna iulie, când făceam noi expediții, iar mai jos s-a auzat un râu subteran foarte puternic, adică este o zonă foarte interesantă, râul Camca la
prin satul Camenca, aici este mormântat și omul de cultură, cărturarul Vasile Coroba. Acolo începeți. Din coace avem la fel un loc pitoresc, Prutul la Costești. Deci, grație barajului de la Costești, Prutul este foarte ridicat, iar apa, de fapt, este, hai să zic eu, ridicată pe o distanță cam de 90 de km sau 92 mai exact, până sus, aproape de Pererita, de la Costești. Deci, puteți-vă un răușor mic, așa, iată, cam așa era pogânnicul nostru în copilărie. Ceea ce vedeți aici, numai că nu-i pogânnicul, dar e, se cheamă râul cu Căinar, pardon. Asta e Căinar, iar satul se cheamă Izvoare și Frumușica. Este baștina, de ce a făcut această fotografie, a fost invitat la baștina fostului ministru a mediului Arcadie Carcerea și vedeți cât e de atractivă această regiune. Alături avem, dacă vă uitați, Nistru, peisaj de toamnă, făcut în octombrie, de pe stânga de la Șapca. În depărtare, pe stânga se vede satul Sănătăuca, iar pe dincolo se vede orășelul Camenca. Vă doresc să ajungeți aici, o să rămâneți foarte impresionați și nu o să vreți să vă duceți de acolo. Alături avem un alt râu care se varsă în Prut, Lopatnicul. Lopatnicul la fel face, hai să zic eu, niște meandre absolut impresionante, iar pe o distanță de 12 km de la Caracușene Vechi până la Cojeuț și mai departe spre Prut, într-adevăr e un râu artist, o să vedeți acolo locuri deosebite și iarăși aș vrea foarte mult să ajungeți și acolo la Lopatnic. Poate aceea se vede lângă dumneavoastră râul Dragiște, râul Dragiște. În depărtare este satul Trinca, deci să știți că aici este unul din defileele foarte impresionante ale Moldovei. De o parte și de alta, Trinca este baștina unui mare patriot, unui mare basarabean, Vasile Stroiescu, unul dintre oamenii care a făcut mari donații pentru comunități. A făcut biserici, a făcut școli, a făcut spitale, iar brânzenile, v-am spus, la fel se află încă și azi și biserica și spitalul care există. Da, a fost primul, a fost Vasile Stroiescu, ca să știți, unul din cei care a susținut Sfatul Țării și a fost primul președinte al Parlamentului României Mari. Deci, ca să cunoașteți, pământeanul nostru a fost un om de excepție. În față, la fel, vedem Dragiștea înainte de Burlănești. Iată, vedeți un râu mic, dar jur împrejur numai stânci, le ocolesc, le, hai să zic eu, le înfrumusețează. Și asta, la fel, este o chestie deosebită. Aș vrea să vă uitați încoace, o să vedeți un fenomen nu-l mai vedeți nicăieri în toată Republica Moldova. Deci, iată aici, dacă zăriți, se vede un fir de apă, este un râuleț, e râul Ciuhur, iar satul se cheamă Druță și vedeți aici cum a mers și a făcut o pâlnie, deci cu mii și mii de ani în urmă se vede că era un fel de lac, apa aici se rotea fiindcă a făcut această pâlnie și apoi a spart-o și s-a dus mai departe făcând tot așa defilee până la Vărsarea Prut. Este foarte, foarte pitorească zona, deosebită. Și acum un loc foarte drag mie și tuturor care, unul dintre cele mai frumoase din Europa, și nu exagerez cu nimic, când o să ajungeți, o să vedeți, se cheamă Cazanele Mari și Cazanele Mici de pe Dunăre. Deci e practic la intrarea Dunării în România. Și aici o să vedeți, pe lângă faptul că Dunărea are o adâncime, de ce se cheamă Cazane? Fiindcă apa fiind strâmtorată între munți, ea fierbea, adică avea o putere foarte mare de trecere și permanent, ca într-un ceaun, fierbea apa în cazane. De atâta sunt cazanele mari și cazanele mici. Aici avem statuia, cea mai mare statuie în piatră din Europa, statuia lui Decebal, făcută în, aici vine un afluent,
micuța Dunării. Așa că făceți tot posibilul să ajungeți. De la Cimișlia și până la Cazane, nu e atât de mult, 1000 de kilometri, așa că și de restul atât Dunărea. Mai departe, ceea ce am vorbit, râulețul Lopatnic, dinspre Caracușenii Vechi, spre Corjăuți. Aici v-am vorbit de foarte frumosul defileu de la Trinca, acolo ați văzut satul. Aici, defileul de la Trinca, aici este o poveste aparte. Noi în natură am scris nu odată, făceau vară, aici erau marile vărării ale Basarabiei, dar au adus și mari pierderi. Aici aveți posibilitate să vedeți locul unde Prutul se varsă în Dunăre. Ăsta este singurul loc pe care, în ziua de azi, Republica Moldova îl are cu ieșire la Dunăre, deși, încă o dată, din punct de vedere istoric, cunoașteți că tot malul stâng de la Giurgiulești și până mai jos de Gura Lupilor, așa se chema azi Vilcovo, deci tot malul ăsta a fost al nostru și, din păcate, Stalin ne-l-a luat în 2 august 1940. Ciuhurețul, unii v-am spus că sunt cascade, merită, ajungeți și o să rămâneți încântați. Nu departe, raionul Șovdănești, avem râul Ciorna, un râu care la fel e pe vreo 20 de kilometri, dar face niște defilee absolut impresionante. Aici e Mateuțu, Păpăuț, dar zona și se varsă în... Iată, râulețul, vedeți, e un fir. Pe timpuri a fost făcut aici o cale ferată. Ați ajuns pe la Orhiei Vechi. Da. Da. Iată că mulți nu cunosc. Cei de la Mișcarea Ecologistă cunosc fiecare metru pătrat. Noi chiar nu de mult am deschis și o rută, se cheamă birdwatching, adică o rută de observare a păsărilor în natură. Și aici sunt mai multe locuri ascunse de unde poți admira natura. Deci astea sunt locuri pe care noi le-am, hai să zic, descoperit, redescoperit și le-am pus în valoare. Asta m-am străduit de-a lungul timpului să le dau și nume, pentru că ele nu au nume și am numit acesta Tronul, nu știu apoi al lui Deceva, al lui Ștefan sau al lui Alexandru cel Bun, dar vedeți că ați ajungeți aici chiar ca un tron, așa că puteți să ajungeți să vă faceți fotografii și să vedeți natura. Uitați-vă ce înseamnă o vale a Prutului. Valea Prutului la Măcărești. Măcărești mai în aval de Ungheni, dacă nu așa rapune în Ungheni. Vedeți de la acest deal până la celălalt, când Prutul se revărsa, toată zona asta era plină cu apă, iar când se retrage, deci se face agricultură. Această parte a Europei, în depărtare o să vedeți parcă e un fir de ață albă, aici sunt numai lebede. Când o să ajungeți în lacurile, sunt toți medenii, mii de lacuri în, și canale prin delta Dunării, deci toate sunt pline, nu numai cu pește, dar și cu păsări și o să vedeți diferite lebede, fie albe, fie negre. Și am ajuns și la râul nostru, râul Cogârnic. Deci râul Cogârnic e prins și el aici într-o zi de Paște, vedeți, lunga este cu flori. Este naval de Abaclia, deci aici se vede Abaclia și încoace intră în Basarabeasca și pe urmă se duce încolo spre Lițca, Tarutinu, Arțâ și așa mai departe. Sper că într-o zi să vin aici să am o zi frumoasă, o zi, două, și să prind Cogârnicul într-o, hai să zic eu, într-un anotimp, așa când el renaște și e foarte frumos, îl pot promova în toată Republica. Domnul Reniță, dar să vedem cine s-a scăldat în râul Cogârnic sau a trecut bine. Așa. Voi sunteți din ce sat? Eu cred că și mai scăldat. Domn primar? Sadaclie? Excelent, da, da. Și domnul Bulat, cam toți au trecut prin Ei, da, noi, ca la Ion Creangă, părinții aveau un chin să ne scoată din Cogârnic, da, da. Că eram cu zilele și ne rugam, da, să ne dea drumul să Cogârnic. Acum e, nu știu dacă e la genunchi. La genunchi broaște, făcum ziceți voi, da? Deci, vedeți, aici suntem iarăși la Reut, ăsta e Reutul, și locuri deosebit de frumoase, unde vin foarte mulți să practice un sport care se cheamă sportul cu parapanta.
Nu e nicio problemă dacă aveți aici un deal mai înalt, să practicați în orice parte unde sunt curenți de aer, poate fi practicat. Deci, la Orheiul Vechi și aici același râu prins între două localități, Mășcăuț și din coacei Morovaia. Așa că, la fel, un loc foarte pitoresc, pe care, încă o dată, vă recomand numai pe jos să-l faceți. Deci, sau cu bicicleta, dacă aveți bicicletă. E foarte interesant. Uitați-vă și aici, parcă e o poveste, râul care se pierde în orizont, râul care se duce, parcă se alimenteze cerul, norii, cu apă. Vedeți, ciucurul înconjoară holmul, de care v-am spus, sau țiglăul, sau măgura de la Horodiște. De aici nu-i departe, la vreo 20 km, ciucurul unde se revarsă în Pruf. Ei, v-am făcut o mică călătorie prin Republica Moldova și o parte cu Dunărea în România. Ați văzut că avem locuri frumoase? Da. Ce trebuie să facem ca să rămână pentru totdeauna frumoasă? Să nu aruncăm în tăi. Așa, no, și să ne îngrijim. Fiindcă orice loc trebuie să aibă, cum să zic, dragostea noastră, respectul nostru. Să știți că fără această grijă și iubire, locurile încep să pustiască. Și ați văzut și la Sadaclia, altfel arăta cu gândnicul în timpul meu. Acum ați văzut, sunt niște insule de sare, ceea ce vedeți, Alpi acolo și așa mai departe. Sunt, hai să zic eu, intervențiile omului care n-au adus bine râului. De aceea, când o să creșteți mai mare, acum învățând foarte bine, o să puteți să ajutați râul ca el să renască. Asta e foarte important. Și noi, la fel, o să vă putem ajuta, mai ales să împădurim, să punem niște sălce. Așa era pe timpul. De la anumite distanțe erau zone umede, noi le numim acum, dar erau niște bălți uriași cu strufăriși, cu păpuriși, cu păsări. De aceea e foarte important că voi ați venit la această expoziție, în sensul că ați avut posibilitate în 15-20 de minute să faceți, cred că, peste 1000 și ceva de kilometri, fiindcă dacă începi să călătorești de la râu la râu, cât te învârtești așa prin toată Basarabia, aduni mii de kilometri, chiar dacă nouă ni se pare că distanța nu e mare de la Naslapcea și până la Giurgiulești. Așa că eu vă mulțumesc și vreau să deveniți mari apărători a naturii și să aveți grijă de fiecare fir de iarbă de lângă casă, de fiecare floare, de fiecare arbore, de fiecare pasăre și să nu lăsați pe nimeni, să nu lăsați să-și bată joc de natură. Fiindcă cei care își bat joc de natură, de fapt își bat joc de toată lumea din jurul lor. Și ei trebuie puși la punct și voi trebuie să fiți cei care să aveți grijă de natura noastră. Spate? Da. Noi vă mulțumim mult și vreau să... Vreau să ne întoarcem în natură. Da, eu vreau să închei cu câteva cuvinte, acum ne v-ați aminte. Da. Cu apele. Ocrotiți acest pământ și aceste ape, pomii, păsărucile în zăvoi, ocrotiți și toate fiarele naturii și plantele naturii și distrugeți numai fiarele din voi. Vreau să spun că îl cunosc puțin, că nu poți cunoaște un om foarte. Pe domnul Alecu m-a impresionat tot timpul și cel mai mult mă impresionează că având atâtea căi, ca o șitână, de a merge în viață și a ales natura. Dar este surprinzător, pentru că nu mulți fac această alegere pentru... Și vă admir pentru acest fapt, că v-ați consacrat frumosului, naturii, care practic este leagănul existenței noastre. Avem aceleași origini, suntem din regiunea asta. Eu toată copilăria am trecut-o în Cogrinic. Erau bulboane, erau gâști, rață pe acolo. Pești.
toată ziua era de dimineață, cum se făcea ziua, și seara ajungeam acasă plângând de foame. V-am plângând prin Cogâne. Și visam că ajung prin Cogâne, la Marea Neagră, din Marea Neagră în ocean, și așa mai departe. M-a surprins foarte mult, domnul Vasile Rusu este un acordeonist originar din Cimișlie, care vorbea odată și tot pomenea de Cogâne. Același lucru îl spunea ca și mie. Toată copilăria îl trecut în Cogâne. Eu cred că râurile ne marchează pe noi, mai ales pe ieșe din sud, unde nu este piatră, este puțină apă. Cred că ne face să iubim îndeosebi apa și muntele, piatră. Și atât văd în aceste fotografii foarte multă piatră, multă apă. Practic este o fericire pentru oameni din stepa Bugeacului, din zona noastră, să vezi lucrurile astea, să trăiești pentru acea frumusețe. De câte ori vizitez România, de atâte ori, sau munții, unde n-ar fi munții, întotdeauna am o dispoziție ridicată, ori văd un râu frumos. Vreau să vă mai spun un lucru, că noi avem un proiect care am vorbit mult despre dânsul, un lac de acumulare a pe râul Cogâmnic. Sper că va fi realizat. Documentația de proiect deja este gata. Rămâne să-l implementăm cu toată birocrația, cu toate problemele care avem în țara noastră. Câteodată și lipsa de suflet la unii oameni care se împotrivesc, singur nu înțeleg la ce. Sper că vom realiza acest proiect și lucrurile noastre vor deveni și mai frumoase. Poate tirajăm ideea de proiect și toată Valea Cogâmnicului. Vă mulțumesc foarte mult că ați adus ceva nou. Sunt sigur că veți rămâne și în sufletul la copiii ăștia, dar și spectatorii care vor privi această emisiune, cred că sămărat ceva în sufletele lor. Mulțumesc și prevorând sănătate și succes în continuare. Vă mulțumesc din suflet pentru aceste cuvinte calde și domnul Ciumeică. Da, el e din Cenac, el alea prin medie parte. Eu aș putea vorbi o oră despre Alea Cureniță. Despre Cogâne. Ne cunoaștem cu foarte multă vreme, erau anii 80, că noi am început să lucrăm împreună la ziarul Leonan de la Basarabiasca. Dumnealui este de profesie jurnalist, dar toată viața a iubit, evident, cuvântul scris, ca după o bucată de vreme să iubească și arta fotografică. Și destul de bine și destul de mult, după cum v-ați convins și astăzi. Mai mult ca atât, vreau să vă mai spun că domnul Oleg Cureniță are și un fecior și l-a împătimit și pe dumnealui de această dragoste față de natură și față de arta fotografică și dumnealui are multe fotografii frumoase. Are o soție pe care o cheamă Parascovia și care și aceea este îndrăgostită de natură și tot așa. Bine ai venit acasă, Alecu. Da, mulțumesc. Da, fiindcă noi totdeauna am socotit că cei de pe la Basarabiasca, de pe la Abăclia, păi de-ai noștri. Da, de la Cimișlie, într-un fel, de la această vatră. Mă bucur foarte mult, cunosc multe din fotografiile tale. Mă bucur foarte mult să văd și unele pe care nu le-am văzut până acum, într-adevăr, este un ochi atotvăzător, bravo ție. Mulțumim și cred că prin această expoziție de la Cimișlia mai adăugăm un cuvânt frumos și bun la educația ecologică a tinerii generații, dar și a persoanelor în vârstă. Bravo și la mai mulți și la mai mari. Da, mulțumesc. Da, eu îmi permit foarte scurt. De regulă îi filmez toți, da. De data aceasta îmi permit și eu să filmesc în cadru. Aleco, trebuie să-ți dau mâna, tu m-ai făcut să iubesc mai mult natura, deși eu sunt agronom de profesie, adică am și o tangență de natura, dar pafosul și, să spunem, spiritul cu care iubești natura m-a făcut să apreciez deosebit. Am desfășurat împreună ore ecologice, deci o serie de emisiuni și pe care nu vrem să abandonăm această idee, vom mai prelungi aceste ore ecologice. Ne place că face apel către tânăra generație să iubească natura,
să păstreze ceea ce este. Și acest lucru e posibil. E posibil împreună cu acești tineri care sunt aici, unii din ei sunt destul de activi, au răspuns și la întrebări. Și vă rog să aveți și voi ce povesti când ați fi mari sau în vârstă așa ca noi. Ce râuri ați avut, ce lacuri, bălți, deși ele nu prea sunt. Spunea domnul primar că dacă aici era câteva iazuri, acum practic au secat. Eu, ca să nu rețin și tinerii și pe dumneavoastră, vă doresc doar să aveți mulți ani înainte, să vă bucurați de ceea ce ați făcut. Încă ați făcut atâta că aveți vreo 30 de ani, cred că, da. Dacă o permiteți, sau cer scuze. O rămas ca să vă mulțumesc frumos pentru lecția care ați trecut-o azi împreună cu copilașii la aici la Cimișlie, în muzeul nostru. Copiii au venit și sâmbătă, și duminica, și mulți sunt, noi nu dovedim, poate mai lăsați, poate vorbiți cu domnul Reniț, mai ales vreo câteva săptămâni, să dovedim, să vedem toți, toți vin, e foarte interesantă expoziția care, da, erau expoziții, dar copiii nu se atrageau așa de tare ca cum la această expoziție. Cred că azi eu rămas mulțumiți dându-le dumneavoastră așa o lecție. Și pentru aceasta, de la Consiliul Raional, Secția Cultură, Tineret și Sport, Muzeul Cimișlea, vă, ca amintire, o diplomă de mulțumire ca să mersi mult. Pentru expoziția de mărțișoare, liceul Teoret Ion Creangă. Mulțumim! Centrul Raional de Creație, toți s-au ocupat, s-au venit, dar băieței care... Tot lucrează și el, Alexandru Sățuvărul, Mai este cu băiatul. Mulțumim! Dragi vizitatori ai expoziției Antiza Moldovei, dragi cimișlieni, am un cuvânt de mare căldură și față de tot ceea ce înseamnă Cimișlia, Pământul Cimișlii, Ținutul Cimișlii. Evident că noi suntem aici, chiar dacă o frontieră administrativă trasă, nu știu când ne... Noi am fost întotdeauna legați de Cimișlia, am întâlnit Anaclia, veneam în coace, așa că, încă o dată zic, mă sunt foarte legat de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru această premiere caldă. Vreau să mulțumesc Consiliul Raional Cimișlia, Primăriei, Administrației Muzeului pentru această expoziție. Și chiar vorbeam cu colegii mei de la revista Natura și de la Mișcarea Ecologistă din Moldova, dacă aici o să găsiți un colțișor. Deci noi am adus azi primele cărți, un album fotografic de-al meu, Moldova Pitorească, care îl lăsăm aici. Am adus un set de manuale educație ecologică. Am adus 24 de imagini, 12 de monumente ale naturii. Și noi am vrea, poate undeva, dacă o să găsiți un colțișor, să știți că noi o să fim cei care o să vă ajutăm să fie permanent reîmprospătat. Și aici o să găsiți multe lucruri, inclusiv dacă o să ne ajute Dumnezeu, o să facem poate câteva imagini reprezentative legate de cogârnicul nostru. Eu am de la izvoare câteva, de la Hâncu, de la Avatria, de la Sadacria. O să vedem aici când zile fotografice, că să știți că din 365-366 de zile, doar dacă jumătate sunt zile fotografice, când o să avem zile bune, o să venim poate să prindem și să înveșnicim și cogârnicul care, evident,
trebuie să se reîntoarcă înapoi la frumusețea lui de pe timpul. Am spus și repet, Cocârnicul este ca o icoană pe care noi o ținem undeva în suflet, generațiile noastre, și aș vrea ca și voi, la fel, să aveți o amintire frumoasă despre o apă care ne-a îndulcit nouă copilărie. Vă mulțumesc din suflet și sper că o să revenim, poate o face, nu știu când și cum, o să facem o altă expoziție legată de patrimoniul românesc. Deci noi avem, hai să zic eu, locurile cele mai frumoase din întregul spațiu românesc, adică și Nistru, și Prut, și Dunărea, și Putna, și Alba Iulia, și Cernăuțe, și Cetatea Albă, și tot ceea ce a însemnat pământul nostru pe care ne l-a dat Dumnezeu, dar pe care noi nu totdeauna am știut să îl păstrăm la anumite cotituri bruște a istoriei. Dar eu cred că noi, mai ales voi care vă ridicați acum picioare, o să creșteți o generație demnă care o să faceți mici corectări la manualele de istorie și la anumite hărți care au fost croite din evrei. De aceea eu încă o dată cred că această expoziție este în început și noi o să avem grijă pe lângă colțișorul verde, sau cum o să vreți dumneavoastră să-l numiți, natura, o să mai aducem în coace și alte expoziții legate de locurile cele mai frumoase care sunt parte, cum am zis, din ființa noastră, din istoria noastră, din cultura noastră, chiar din om. Ne aparțin și trebuie să le cunoaștem. Vă mulțumesc, Dumnezeu! Cât mai lăsați expoziția aici? Păi e... Ca copiii știi, transmit de la unul la altul. Noi avem, pe data de 14 am fost rugat să fac într-o instituție de stat de la Chișinău. Avem un eveniment tot legat de ape, pentru că în luna martie am putea și să vă spun. 22. Deci este... Da, da, 22. Se servează și ziua apelor. Da, da. 14 considerează ziua râurilor mici. Adică și până pe 12 cred că am putea să o păstrăm, așa că cu plăcere cine mai sunt de școli, din zonă să vină, da, și să le... Din sate chiar trebuie să vină, da, da. Nu știu. Să vină convățătorii și de geografie, da, pentru că o să-i ajute enorm să vadă și să-i provoace și să dorească să ajungă într-o... Mai întâi vreau să spun că la Cimișlia mă simt acasă, fiindcă eu sunt băștinaș chiar de aici, nu departe, pe malul Cogâlnicului, de la Abaclia. Locurile îmi sunt foarte dragi, îmi sunt scumpe prin amintirile care le am și le păstrez cu sfințenie, acel Cogâlnic curat, frumos, plin de viață, de pește și de copilăria noastră. Am venit aici la Cimișlia cu o expoziție intitulată sau cu genericul Apele Moldovei. Prin Apele Moldovei noi înțelegem ceva mai mult decât strict iazurile, lacurile, râurile. Înțelegem ca parte din tot ceea ce înseamnă viață pe acest pământ. De atâta am intitulat-o Apele Moldovei ca să se înțeleagă că orice picătură de apă sau orice picătură de rouă este parte din viața acestui pământ, parte din viața acestui popor și din istoria lui, din cultura lui, din civilizația lui, fiindcă noi adeseori se întâmplă că nu știm valoarea acestei picături de apă. Adeseori noi ne uităm la un râu ca mai mult ca la o râpă, așa îi zic adeseori generațiile de azi. Pe râu, râuleț, dar din păcate nu înțelegem că el este parte chiar din ființa noastră, din comunitatea noastră și de aceea adunând pe obiectiv atâtea locuri absolut impresionante făcute de Dumnezeu și dăruite nouă ca să le păstrăm ca într-o grădină a Domnului, noi vrem ca să îi apropiem pe oameni de ceea ce au fost totdeauna strămoșii noștri și trebuie să spunem la fel deschis că strămoșii noștri au avut un cult aparte pentru tot ceea ce înseamnă apă,
Iar dacii se cunoaște acest lucru din istorie, înainte de război se duceau și intrau în apa Dunării ca o apă care îi sfințea și care le deschidea drumul spre veșnicie, dar și spre victorie, spre câștig. De aceea, acest cult pentru ape, noi vrem să-l readucem în acest spațiu. Chiar generația mea, trebuie să recunosc că avea prelua de la părinți, de la bunei, acest cult, mai ales ceea ce însemna fântâni, ceea ce însemna izvoare, ceea ce însemnau cișmele. Și de aceea această expoziție este și un omagiu adus înaintașilor noștri care au știut să prețuiască apa și la fel vreau să fiu convins că și generațiile de azi o să privească la apă ca la cel mai mare sau cel mai bun, cea mai mare valoare pe care o are patrimoniul nostru natural. Domnule Reniță, la început cunoșteam că în Moldova sunt două râuri, Prut și Nistru, apoi am crescut mai mari și ne scăldam în cogâlnic. Astăzi, cu ajutorul dumneavoastră, descoperim că în Moldova sunt peste vreo 30 de râuri așa care merită și atenția și îngrijite și, eu știu, promovate. Am înțeles că mai toate sunt în fotografiile dumneavoastră, ca să facem o geografie a râurilor. Da, trebuie să recunosc că noi așa am învățat adeseori că Moldova sau Basarabia are două ape, deci Nistru și Prut, și nu am cunoscut că, de fapt, în acest teritoriu sunt peste 3200 de râuri, râulețe care au mai mult de 8 km firul de apă. Deci tot ce are mai mult de 8 km, conform legii, deja intră în categoria de râu mic, de aceea avem peste 3200, ne dăm seama că este o rețea extraordinară de densă și noi trebuie să beneficiem, fiindcă așa cum sunt vasele sangvine pentru om, așa sunt aceste 3200 de râuri pentru tot organismul Republicii Moldova. De sănătatea, de curățenia, de tot ceea ce are un râu sau toate 3200, așa este și sănătatea populației. Trebuie să învățăm un lucru foarte clar. Nu poate să existe un râu poluat sau ape poluate sau o natură bolnavă și oameni sănătoși. Așa cum este apa, și uitați-vă totdeauna în primul rând la râul care curge sau râulețul, părăiașul care curge prin localitatea dumneavoastră, așa, să știți, este și sănătatea la toată lumea, fiindcă apa, chiar dacă o vedem la suprafață, ea se duce la adâncime, intră în fântâni, din fântâni noi aducem acasă și acest proces noi trebuie să-l înțelegem în complexitatea lui și în unitatea lui, fiindcă, încă o dată repet, nu poți să ai un râu murdar și să ai apă curată în fântână. Și toate lucrurile astea, odată înțelese, ar schimba și atitudinea colectivă față de ceea ce înseamnă apele Moldovei. Dacă să ne referim la denumiri de râuri, la poziția geografică, multe poate dau naștere și la denumiri de regiuni, de sate, de localități, să ne spuneți câteva din ele care sunt reflectate în fotografiile dumneavoastră, fotografii, tablouri, să spun așa, fiindcă unele în parcă sunt pictate. Da, clar că sunt foarte legat de Nistru, am avut ocazia în tinerețea mea să lucrez chiar pe malul Nistrului la Soroca și m-am legat sufletește de fluviul nostru Nistru, de aceea o să vedeți că Nistru este ca o icoană. Nistru e atât de frumos încât nu poți să-l aduni numai în cuvinte și se cere adeseori să-l aduci pe pânze, pe în tablouri, pe pelicula de fotografiat, de filmat. Deci de aceea Nistru o să-l găsim fie mai sus din Slavcea, că eu am făcut tot Nistru care are 1362 de kilometri din munții Carpați și până la Cetatea Albă și de aceea zic că noi avem
unul dintre cele mai frumoase râuri din toată Europa. Din păcate, unele locuri au fost mutilate, au fost desfigurate peisajele, dar în ansamblu, ceea ce am propus încă în anii 80, dacă am reușit împreună cu ucrainenii să transformăm tot Nistru mai sus de la Hotin și până la Cetatea Albă într-un parc național comun moldo-ucrainean, am fi în foarte mare câștig și am garanta acestui râu parte din veșnicie. La fel, trebuie să spunem că râurile mici, poate că noi nu le cunoaștem, fie că vorbim de Larga sau de Vilia sau de Lopatnic sau de Draghiște sau de Ciuhur sau de Racovăț. Astea sunt toate pe care le-am numit, sunt o parte din afluenții Prutului. Ei creează în nord-vestul Republicii ceea ce numim noi toltrele Prutului sau stâncele Prutului, un lanț întreg de monumente ale naturii care sunt unici în tot spațiul european. De aceea noi ținem foarte mult la aceste monumente împreună cu râurile care au fost arhitecții acelor locuri și acelor peisaje. La fel, dacă venim spre centru, avem un râu artist care este Răutul și mai ales de sus, de la Florești și până la Ustea, unde se varsă Nistru, el este artist, acest Răut. Cei care au văzut orheiul vechi, butucenii, trebujenii, furcenii, mășcăuții și până jos la vărsarea în Nistru, s-au convins că Răutul a știut să modeleze peisajul într-o frumusețe absolut copleșitoare și de aceea eu totdeauna îndemn mai ales pe cei tineri, așa cum am făcut-o și noi când eram tineri, să meargă pe jos. Deci cea mai bună călătorie este pe jos, pe apă, dacă ai o barcă și atunci începi să înțelegi natura altfel și începi să te contopești ca până la urmă să fii și tu parte din aceste râuri. La fel pentru sud, clar pentru noi este cel mai drag Cogâlnicul, care din păcate după 1970 a fost transformat într-un canal, din păcate. Eu cunosc foarte bine și aș putea să fac o emisiune aparte despre frumusețele Cogâlnicului, dar azi uneori te învârtești ori întregi cu aparatul de fotografiat și nu poți prinde o imagine pe potriva Cogâlnicului din anii 60-70 până... Da, era meandrat toată lunca de aici mai de sus de la Hâncești până în Marea Neagră, în lacul Sasâcu, unde se vărsa, Cogâlnicul era și el o poveste a naturii care încă o dată a fost stricată, a fost deformată. Albii s-a îndreptat. Da, și a dispărut râul propriu zis. La fel, pentru partea de sud este o poveste ceea ce înseamnă Prutul de jos, pentru că de la, dacă o luăm de la Leova și până la vărsarea Prutului în Dunăre, este un ecosistem de o bogăție excepțională. Tot peștele din Dunăre se ridică în sus pe Prut și în aceste bălți ale Prutului care sunt pe partea stângă și dreapta a Prutului. Aici este împărăția peștelui, împărăția păsărilor și cred că oricine are posibilitate trebuie să vadă. Și desigur râul care fluviul care înfrumusețează tot spațiul românesc, fluviul care este bijuteria pământului românesc și care trece pe teritoriul României când intră pe o distanță de 1080 de kilometri, trebuie să numim Dunărea mai sus de la porțele de fer și până la delta Dunărei, care este un paradis a Europei, un paradis natural a Europei. Și oricine are posibilitatea să vadă fie Cazanele, fie Delta, fie Dunărea, oriunde o traversează, rămâne impresionat de puterea acestui fluviu, care în realitate este cel mai mare fluviu al Europei, dacă facem abstracție de Volga, care pare mai mult în Asia decât în Europa. De aceea încercăm prin această expoziție să aducem tot ce are mai frumos pământul nostru și această frumusețe dorim să fie păstrată nu numai pentru generațiile de azi, dar pentru generațiile
care vin, care vor veni și care trebuie și ele să se înfrupte ca și noi din aceste bijuterii ale naturii noastre. Domnule, în ce perioadă sunt făcute fotografiile și văd că geografia e destul de largă, ați filmat și ați fotografiat și din partea Ucrainei și din partea României și invers. Da, da, am, în genere, am deja cam 30 de ani de când fotografiez, fiindcă fotografia este foarte dependentă de lumina care este afară, de anotimp, de cum este ornamentat sau nu un peisaj sau altul, și de aceea aș putea spune că tot ceea ce vedem aici este adunat pe puțin în ultimii 20 de ani, mai ales de când a explodat fotografia digitală. Ea m-a ajutat enorm, fiindcă mi-a economisit ani întregi față de modelul tradițional pe care l-am învățat cum trebuie de făcut fotografia. Așa că aceste râuri pe imagine adună și anumiți ani, dar pentru mine este important ca nu cumva vreodată să se întâmple ca unele din aceste monumente fotografiate aici să rămână numai în fotografie. Fie că vorbim de Țiglăul de pe Lopatnic sau fie că vorbim despre defileile de la Brânzeni, de la Trinca, de la localitatea Druț, acolo unde Ciuhurul la fel îi la fel de spectaculos ca Răutul la Trebujeni sau la Butuceni sau la Morovaia. Deci toate aceste fotografii sunt parte din această grădină pe care noi adeseori nu o vedem și alergăm și căutăm în alte locuri ceva deosebit, pe când tot ceea ce vrem să vedem, putem găsi în acest spațiu blagoslovit de Dumnezeu. Deși fotografia vorbește sigur de la sine, cunoaștem că în ziarul Revista Natura regăsim și aceste fotografii și editoriale și comentarii, deci le putem regăsi pe ele în Revista Natura? Da, la sigur aceste imagini toate au fost în Revista Natura. Noi avem o tradiție de peste 20 de ani, unde în prim plan aducem un peisaj, fie chiar pe coperta Revistei Natura, fie în pagina 2, unde avem o pagină cu genericul Descoperă Moldova, fie 16, așa că eu îi invit și pe această cale pe toți vizitatorii să se apropie și de Revista Natura, care aduce pe lângă aceste frumuseți și neliniștile noastre pentru păstrarea mediului înconjurător, pentru apele noastre, pentru pădurile noastre, pentru solurile noastre, pentru tot ceea ce e al nostru și trebuie noi să avem grijă, dar să nu așteptăm ca alții să vină să ne facă fie curățenie în casă, fie să ne îngrijească această grădină a Domnului pe care o consider într-adevăr blagoslovită de Dumnezeu. Doreniță este o colecție deosebită și sunt aici, cred că peste 30 de... 41, da? Aș vrea doar să vă întreb dacă s-ar putea cumva... Da, ele vor fi expuse aici, la muzeul, la Galeria de Arte din Cimișlia, dar dacă ele ar putea înfrumuseța și niște sedii administrative, să spunem, și dacă am putea să le procurăm sau să le să facem duplicate, fiindcă mai bine să fie afișate aceste fotografii ale noastre decât să fie niște reproducții sau mai știu eu altceva pe pereți. Da, foarte inspirată idee, mulțumesc. Noi ne dorim foarte mult ca în locurile publice, cum ar fi primăriile, consiliile raionale, liceele, casele de cultură, școli, muzee, deci să putem să oferim tuturor doritorilor locuri foarte frumoase din Republica Moldova, fiindcă acest generic Apele Moldovei adună râurile, dar noi avem și pădurile, avem și dealurile, avem și satele, și bisericile, și monumentele civilizației noastre, așa că cu mare plăcere am dat curs, hai să zic eu, acelor instituții care ar dori să
preia de la revista Natura, de la Mișcarea Ecologistă din Moldova, să facă comandă pentru anumite regiuni, fiindcă noi am putea chiar și să le grupăm, așa cum vedem aici apele Moldovei, am putea să grupăm partea de sud, partea centrală, partea de nord sau, dacă cineva dorește, chiar așa cum am avut în raionul Glodeni o rugăminte și le-am făcut o expoziție aparte, eu țin de câțiva ani în Casa de Cultură, deci am prins numai ținutul glodenilor cu tot ceea ce au ei acolo și a ieșit foarte impresionant, fiindcă copiii, și am văzut nu o singură dată lucrul ăsta, înainte de călătorii se duc și călătoresc prin aceste imagini, își iau notițe și după asta pot să plece fie la Suta de Movile, fie la Stânca Butești, fie la Cobani, fie la Zimbrărie. Deci un lucru foarte interesant și recunosc că și eu am rămas impresionat, de exemplu, când am fost în unele muzee uriașe din Europa și erau copii care își deau pe podele și conspectau ceea ce le spunea profesorul, ghidul despre acel patrimoniu care este într-o regiune sau alta. Foarte interesant, de aceea noi trebuie să ne apropiem în primul rând cu sufletul de tot ceea ce avem și să ne dăm seama că nimic nu-i mai valoros decât pământul pe care locuiești. Și de aceea noi trebuie să-l iubim, să vedem și frumusețele, dar și să avem permanent grijă de pământul nostru. Domnule Rință, un mesaj pentru pământienii dumneavoastră, fiindcă Abaclia, Cimișlia, Gurăgaldele, suntem toți pe malul Cogâlnicului, tot în Valea Cogâlnicului. Ce le doriți și la ce îi îndemnați? Dragi cimișlieni, dragi abaclieni, dragi sadaclieni, dragi pământeni din tot bazinul hidrografic al Cogâlnicului, vă spun că în memoria mea este un alt Cogâlnic decât cel pe care îl vedeți dumneavoastră. În memoria mea se află Cogâlnicul așa cum l-a făcut Dumnezeu cu zeci de mii de ani în urmă. Un râu curat, un râu frumos, un râu cu foarte mult pește, cu foarte multe păsări, cu foarte multe zone umede. Chiar satul meu de Baștină era plin de aceste zone umede, sau cum le mai numeau oamenii, bălți, heleștei, gheoluri, și era foarte mult păpuriș, stufăriș, care era o împărăție pentru păsări și pentru pește. De aceea eu vă îndemn ca să ne unim sufletele toți și cei de sus, de la Hâncu, de unde izvorăște Cogâlnicul, și până jos la, că sunt toți sate moldovenești, până la Marea Neagră, fie că vorbim de Lipțca, Culmea, Tarutino, Arțiz, Satul Nou, până la lacul Sasâc, să facem ca să reîntoarcem acea frumusețe pierdută, acel paradis pierdut pe care sunt convins că dacă ne-am unit cu toții, toți oamenii din acest bazin al Cogâlnicului, am putea să-l facem, dacă am porni cel puțin să-i împădurim malurile, să-i îngrijim imașurile și să nu le transformăm în gunoi. De aceea eu sunt convins că într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat, Cogâlnicul o să înceapă să fie reconstruit ecologic și să-și recapite icoana de pe vremuri. Mă numesc Ițuc Alexandru, sunt din Cimșlia. În mine mi-a plăcut tare expozițiile acestea de azi, că noi trebuie să protejăm natura, care vreau să strică natura, noi trebuie să-i punem piedică, că să nu strică toate acestea frumusețe are pământul nostru. Thank you.